50 de persoane, români, spanioli și bulgari, bănuite că fac parte din una dintre cele mai mari grupări de traficanți de țigări din Europa, au fost prinse de polițiști și duse la audieri. Vorbim despre o rețea care transporta tutunul din țara noastră spre Spania. Țigările erau ascunse în cisterne modificate. La ultimul transport, polițiștii au găsit pachete în valoare de peste 4 milioane de lei. Întreaga rețea care se ocupa de contrabandă cu țigări avea ramificații la nivel internațional. Mecanismul grupării era unul bine pus la punct. Membrii grupării procurau țigările de contrabandă de pe teritoriul Bulgariei, le transportau cu diferite mijloace auto, conduse de cetățeni români ori străini, și le transportau pe teritoriul Spaniei, unde le depozitau și le comercializau pe Piața Neagră. Polițiștii au reușit să-i prindă pe suspecți după ce au făcut 10 de percheziții, atât la noi în țară, cât și în Spania. Pe 38 de percheziții domiciliare în România, la membrii grupării, în mai multe locații de pe raza județelor Constanța, Dolj, Bistrița, Năsăud, Arad, Timiș și București, concomitent, autoritățile spaniole efectuează 51 de percheziții în Spania, care vizează membrii ai aceleași grupări, cetățeni români, bulgari și spanioli, implicați în valorificarea țigărilor în acel stat. Țigările erau ascunse în cisterne modificate special. Polițiștii de frontieră au descoperit și reținut în vederea confiscării peste 414.000 de pachete cu țigări provenite din contrabandă, în valoare de aproximativ 1 milion de euro. Peste 50 de membri ai grupării români, bulgari și spanioli au fost audiați de polițiști pentru a se stabili ce măsuri vor fi luate în funcție de infracțiunile de contrabandă cu țigări comise în mod repetat în ultimul an de zile.